În luna ianuarie am fost puțin pesimist, în sensul în care m-am gândit la numărul de proiecte de care m-am apucat în 2016 și 2017 și am fost puțin pesimist. Dar trebuie să vă spun că am reușit la nivelul Comunei Cordun să nu majorăm taxele și impozitele și consider, din punctul meu de vedere, că mă voi descurca cu programul de dezvoltare a Comunei Cordun fără nicio problemă. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, să vă rog să repetați, nu. Nu s-au mărit taxele și impozitele la nivelul Comunei Cordun pentru anul 2018.